Eu scris aici, nu m-am apucat aici cu procuratura asta. Am stat și tot am scris, eu am scris pe anul 2019-20, am avut 8 broși de var. Am atale? E aia mea, la Târnova, 6 groși de var, 2 la Trinca. Ai identificat matan satele din împrejurim, am înțeles. Da, și eu acolo vreau să, ultima, aici vreau să, hai să jetem, să spunem, dacă tu plicești camera, faci. Hai, merge, da. În 2020, sau până 1 lui august, am avut pe satul Trinca două groși de var care au ars, am făcut procese verbale pe dânsele și nu prea convine nimic, poliția din nu știu și nu, nici poliția, nici procuratura nu prea răspunde la sunetele mele care eu le-am făcut acolo cu pricina, cu varul din 2019 acolo și am avut dar șase... Numai tu ai făcut proces verbal, tot poliția au făcut, nu? Procesul verbal l-a făcut poliția, dar știi, cu atâta cum, nervozitate, cu îi suni, cu una, cu alta. Și e deranjat, a? Îi deranjez tare acolo și se duc și eu spun că, băi, iau de acolo trei groi de vară, gata, clădiți, trebuie să faci ce. Noi, domn Petroș, noi ne-am dus acolo și acolo numai un om este. Băi, tu spune că este un om, dar cât de groi de vară sunt acolo, clădiți, sunt trei groi. Deci am băiet care acolo mă informează, și te informează? Cine mă informează? Tu îi spune, ia din fotografii de acolo că nu e drept. Băietul ne-a trimis de acolo și ne-a spus, domn Petrovici, acolo sunt trei groci cu var, gata, clădite, să dea foc. Oamenii s-au dus la foc, dar când acolo doi au fugit, dar unul a rămas. Știi, acolo și eu făcut proces verbal nu la unul, dar la două nu faci. Dar acolo acazuiță că unul care făcea var acolo, el avea două groci, gata, clădite, până acolo, că zbureau pe deal acolo, nu a fost nimeni acolo, pe deal nu controlează nimeni, nică, absolut, la Târnova. Ei n-au nici carieră, n-au nici nică. Tu s-o coate la 8 groși de var clădite acolo, numai 30 de cuburi groapă, cât ai? 200 ceva cuburi, 240 de cuburi de chiatră acolo, mergi, trăiesc, că eu s-o cot, că eu știu după amele s-o cotezi și am văzut după mărimea care volumul, care l-a făcut ei acolo. Dar care e problema cu gropile de var? Că n-ai voie să extrage calcar, piatră din defileul Trinca, pentru că are protejată. N-ai voie să arzi piatra cu cauciucuri sau cum mai ard ei, eventual cu lemn furat din pădure. În rest, ai voie să te ocupi cu asta. Dacă ai piatră din altă carieră, dintr-o carieră oficială, da? Domnule, odată și pentru totdeauna. Eu am din 2012... Mi-au fost la fața locului, la Trinca, aici au fost ministru ecologie, mediului, au fost aici și au făcut. Este interzis, orice lucrare a arderea varului, ilegal. N-are nimeni documente la arderea varului, domnule. Absolut nimeni n-are. Nici dacă arde piatra acasă? Poți să arzi acasă cât vrei, că el la tine o gradă nu intră. Așa. Poți faci și noi fac. El la tine o gradă, el nu vine. Ia că eu am Bobu Dorel la Trinca aici. Este, are groapă la soacră lui în o gradă. Soacră a fost vreo 2 ani prin Italia, nu știu unii. El a fost gospodar acolo. Și are și acum. Lemnul a adus, piatră a adus. Se fură piatră. Se spune că nu. Eu vreau să aduc din urmă. Înțelegi că numai anul trecut aceste groi de var care au fost, înțelegi, s-au ars atunci. Petrușel, când au văzut că eu fac așa mari gălăjie aici, s-au dat un ordin prin procuratură și i-au chemat puteț la primărie și au spus, este interzis, gata, nu se mai face var la Trinca. Și atunci s-au oprit, înțelegi, groi de var, s-au atâta cât au fost este acolo 8 groi de var care s-au ars, și nu mai văd mai departe să margă lucrările. Acum ne-a venit la Procuratura Generală, ne-a venit un control. A fost control de la Iedriță, am fost și eu, am fost în defileu aici. Le-a interzis să lucreze primarul. Eu chemat că zice, băieți, amu, cât merge aici, nu vă dușesc nicăieri, nică.
Acum când cad vine o comisie, hai mă ta arată, ei vine un procuror la mine, de la familia lui Chiecu. O venit și mă ta unii, dar eu eram acasă. Eu zic că el vine la mine și făcea, mergeam în carieră. Dar eu zic că mă ta nu te-am chemat să vii să începem în carieră. Eu mă duc în carieră cu mă ta, dar timpul de față eu știu că acolo să scoate chiar câte o leacă, că este drum. Unii au pus ei bitonul și ala acolo, au făcut pe lături drum și se ridică și se duc acolo. E greu. Dar se duc și fură. Fură, se fură câte o leacă. De câte ori am fost eu prin defileu cu bicicleta sau cu alt transport, găsam braconieri acolo. Eu am fost cu procuratura de Iedeț. Cu ochiul liber nu poate să-i spui nimic cât s-a furat acolo. Absolut nimeni nu poate spui. Nu voi și specialist când nu spui acolo. Acolo nu se cunoaște. Când fură, când nu. Și ia că, domn Petrovici, sunt paie uscate aici. Ei, poate și ieși în orși. Acolo avem două stâni de ochi. Avem o jeleadă de... Vaj acolo avem, după stâng. Pe acolo dau drumul vajele, se duc în carieră, se duc în pădure, se duc oile, se duc așa. Nu se vede urmă de mașină și nu poate să vadă, înțelegi, nici în carieră. Nu se... Când e glod și dacă se duc, se face, mai rămâne. Dar atunci nu vine nimic, că e glod și nu poate să meargă acolo. Dar mașinile merg. Mașinile car, au furat de acolo chiar, eu știu. Și ne spune procurorul de Ienise că acolo nu se mai fură de amchiatră. Îmi dă răspuns că nu se fură și nu faci nimic var. Da, domnule? Vine procuratura de la Chișinău. Vine așa la când este în luat eu un număr de telefon și am luat și am scris numărul de telefon din gând. Mă uitam că numărul de telefon la procuratura aici nu-i răspunde nimic care a fost cu mine. Nici Ienade Părlei, nici procurorul, nici unul, nici alți care se ocupau cu mine. Și am văzut că nu răspunde, chiar eu așa, sedem într-o zi și am luat numărul de telefon, așa, și am luat un număr de telefon și am dat pește procurorul, viceprocuror, nici nu răspuns el nimic, eu sunt viceperevoznic. Iurie Perevoznic. Iurie, mă tingă-l chiar. Dar eu îi spun, zic, eu tam zic de pește, mă, ta am nevoie, zic, dacă ești, mă, ta, mamă. Spus și ni sunt. Eu zic chiar că așa și așa, de atâția ani de zile, eu până când nu văd rezultatul. Și sunt un om bătrân, sunt bolnav, am fost la spital, m-am încălișit acolo și nu pot de picioare. Dar el îi spune, am spus că voi apărați hoții și bandiți, înțelegi? Dar eu și fac, am rămas singur. Atâta timp cât eu am fost, înțelegi, cât 12 ani de zile lupt, că eu detesc că am 40 de ani de zile, eu așa și scriu și spun că am dovezi, treaba asta am lucrat și lucrez. Eu nu sunt jurist, eu sunt activist. Eu îți spun mă tare, că eu Constituția o cunosc mai bine și legea decât mă ta, dacă mă ta e. Mă ta cunoști legea, dar mă ta o încalci. Încalci drepturile mele, e încălcat toate și ele, pentru că uitați-vă că la dumneavoastră, eu am sute de scrisori de plângeri și la corupție și la dumneavoastră și sunteți în legătură corupți, trebuie. Dar eu zic, mă, da, cum pot spune? Domnule, eu ți-am spus că se răspund în fața legii. Dar fiindcă se retrage la noi cu boala asta care o avem, cu epidemia asta la noi care este, da, nu suntem vinoveți noi, nu vinoveți ei, dar se retrage de anul trecut, din februarie, cu mare greu. Ia că am telefonat acum, după anul nou, și ne-a spus domn Petrovici, noi am deschis dosar penal. Și m-am uitat pentru ce deschid dosar penal. A fost de la Ministerul Mediului un băiat, el e Gheorghe Roșca, el a fost și nu știu ce a grăit cu procurorul și ala acolo, și Gheorghe Roșca mi-a făcut Gheorghe Manjeru, ia că Gheorghe Manjeru, el e ministrul la mediul omul acolo, eu știu și el, înțelegi? Și Manjeru, aici, Roșca, îmi dă răspuns, înțelegi, ia că eu pot să, dacă să vezi, să se vadă acolo, ori... Nu prea, dar Ministerul Mediului am comasat cu agricultura, e jelici acolo. Nu mai, dar eu spun, Gheorghe Manjeru, îi scălești, hârtie și ești la Roșca. Aici, Gheorghe Roșca. Gheorghe Roșca, știi ce mi-a spus?
Acolo la Trinca este o carieră brăsăvaie de mult ani de zile. El a făcut o carieră brăsăvaie. Eu am cerut să-i încheie rezultatul cariera de Trinca, cât s-a furat din 2016 până în 2018. Eu am, a fost controlul, dar nu avea aparatura și ea să constateze cât s-a furat de acolo. Așa e, dar nu a spus că s-a furat. Am cerut să vin să calculeze din 2016 până în 2020 cât s-a furat din carieră. El a venit, nu știu, s-a pupat cu procurorul de la procuratură și între timp și-a grăit acolo între timp și-a spus că nu, eu le-am arătat. Pe unii ies în mașinile, pe unii între mașinile. Dar eu spus, pe ce nu poate să între mașină. Dar cum nu poate spune, dacă tu uiți că urmă ești și nu se aici. Dar ești ea, s-o pot că nu înțelegi. Cariera este Brăsăvaie, de nu știi? Și le-a spus, mă, dar da, Brăsăvaie ce înseamnă? Adică e abandonată, nu mai este folosită cariera, da? E o carieră veche. Zic, cariera veche de demuda, până vă spun că este la Orhei, deasupra Orhei, la Clos, la acest, de acolo s-o furat, voi nu știți. Cât chiatră s-o aduci de acolo la Orhei, nu știți cât chiatră s-o furat la Gurchinești, nu știți cât chiatră s-o furat la Volodeni, nu știți așa e, zic, bun. Asta asta e. Când am unii spune, chiar că de la Volodeni, ei stădeam, îi spune, s-o furat 165.310 lei, nu știu câte cuburi de chiatră, acolo 1.370 metri cub de piatră. Nu știu cât au constatat, e metru de cub de chiatră, dar metru de cub de chiatră la vară, aici cât au vândut la noi, 700 de lei metru de cub. Dar nu știu ce a constatat el pe așa cu volum, de chiatră pe 165 de metri, de astea 70 de metri cub, 1.317 metri cub, cu așa sumă de bani, înțelegi? Cu o dată, înțelegi? Și asta e estimare de anul trecut sau una veche de care vorbeam atât de mult, de 10 ani? Bune. Asta e estimarea de pagubă. Când au făcut-o? Ei au făcut amul, ei au fost, ea ca... Recent. Au venit ei acum, au fost, când eu... Bun, și în baza... La Trinca nu i-a dat, i-a dat că e carieră veche, nu i-a dat cât s-a furat, înțelegi? De la Gorghinești cu mine nu a avut să marcă, că trebuie să chemi poliția, la poliție, Niva, mașină și ea, că eu nu mă pot da să merg pe jos, dar cu Niva... Mergem până la fața locului și constatăm că s-a furat din Gorghinești. Acolo s-a furat poate și mai mult decât auzi la Trinca aici. Acolo din 2000, de când Rosia s-a desfăcut, asta până în 2000, 10 ani de zile, din 2000 când, în 2009, când s-a desfăcut. În 91, de-am îs 30 de ani de atunci. Ia că atunci, în 91 până în 90 ani de zile, știi cât chiar s-a cărat de la Gorghinești. Acolo este monumentul naturii la castel. Acolo tot nu se dă voie să scoate chiar. Acolo nu se dă voie, Oleg, scoate. Acolo e mănăstier, acolo e ceva interesant. Acolo lumea vine și se interesează. Joaiștia care știu tăt, apoi știu și acolo chiar se interesează, dar acolo s-a distrus tăt. Și așa cu varul ăsta care a fost, s-a dus, înțelegi, dar a rămas treaba, înțelegi, că se mă adeam din 2019, din luna lui august, a fost... Am cerut tot, a fost procurorul Uglea, la fața locului, a fost la Trinca. Am prins groapa de vară, fără documente, fără dușor documente, nu a arătat nică. Groapa era scrisă nu pe Grim Gheorghe, dar era scrisă pe o familie falsă acolo. Varul nu e la Grim, dar varul este atât, eu știu că e tot Grim Gheorghe. Cum la noi Plahotniuc este șeful Bânz, a fost așa, Grim Gheorghe la noi cu varul aici a făcut. Și l-a învățat pe dânsul poliția. Rusul Alexandru și colesnic Victor, care sunt aici, au fost la poliție, el a învățat, vei, nu scrie pe tine grochi, dar scrie pe unul, pe altul, că acolo dacă se amendează, pe celălalt amendează mai ușor și el face, s-a făcut varul leac pentru des. Și nimeni acolo, groapă de var care a fost constatată, eu am constatat că acolo undeva la 60-70 de cuburi de chiatră, înțelege, înseamnă că undeva iese var curat, tot așa cam iese. Numai cu tonajul mai mult acolo. Cuburile, scuburi, toate așele, dar varul, un cub de chiatră de var ars are o toană 300, o toană 400, chiatră vârtoasă de la Trinca. Eu am constatat undeva groapa așa de var costă 1 milion. A fost constatat, au pus-o sub peliculă, Uglea, tot atunci când de fața lor a fost și acolo este la mine pe internet, ai pus un vagon de lemne. Am mai găsit acolo tot fără documente.
Ugle îi spune, domn Petrovici, că eu am fost așa cum am luat cu mașina și am fost la fața locului cu tâși, domnul Ugle îi spune, domn Petrovici, eu am să mă duc la Chișinău și el să vin cu documentele des la mine. Iată, s-a dus la Chișinău în 2019, în luna lui august la septembrie, așa a fost. Când peste două zile eu sun la Chișinău, sun domnul Ghinadie Pârlei, nu răspunde, îl sun pe domnul Nechita, era șeful lor, care acolo, și eu spun, îi sun și îi spun, zic, unii domnul Uglea, ne trebuie, înțelegi, că aici var să-l luăm la expertiză, care era sub peliculă. Era dat comanda să-l pui sub peliculă și vară și a fost, a fost sub peliculă. 8 metri lungimea, 4 metri lățimea și 1,50 metri înălțimea. Și taman ies undeva la 60 de cuburi de piatră acolo. De vară era cuburi. Eu s-au cot cuburi. Și apelea că s-au cot cuburi, eu știu cât vară este acolo. Când eu sun Nechita, Nechita îi spune, domn Petrovici, Uglea a plecat la curort, la oddech. Dar cum asta așa se pleci el la oddech? Și în timpul și ala a dispărut varul sub peliculă. A dispărut acele 60 toane de var de sub peliculă. Omul pe care a fost scris varul a plecat peste hotară. Asta a fost așa atunci, după ce a fost aici în septembrie, la începutul septembrie, a plecat în Franța. El era venit acasă în concediu și l-a găsit pe tine și a scris groaba aceea de vară, a scris-o pe băiat și al. Apoi eu sun în Franța, el era în Franța, lucra cu un prieten care eu îl cunosc. El sun în Franța și spune, el îi spune, băi, el lucrează cu mine, noi facem o casă aici, el nu o arzi, măi, băi. Băi, cum nu a fost, dacă Sașa a fost aici, de fața mea l-am văzut, spune că varul lui, când ar să iei varul, sub pelicul. Când acolo, știu, câteva zile varul a dispărut. Eu îl întreb procurorul din Iernis pe domnul Oleg Rusnac, că el e zam procurorul și el e procuror cu specialnosti criminal, înțelegi? El îl întreb, că îi spune procuratura și dău. Sună la alții la poliție și cătați unii varul să vădeie poliție. Ia că, Oleg, din anul trecut, din 2019, am răspunsuri. Ia că răspunsuri negative, nu ne-a dat nici unul unde se găsește varul care i-a costat 1 milion de lei. Varul care eu l-a făcut 1 milion de lei. Eu răspund pentru asta și ei și grăiesc. Și până în ziua de azi, îmi dat răspuns, varul nu s-a găsit, cine a luat varul de acolo. Cine puteți să ridice varul, să-l furi sub pelicul care era arestat, înțelegi? Poliția nu răspunde, procuratura nu răspunde, că varul nu-i. Înseamnă și asta ce înseamnă? E incompetența organelor de drept sau e complicitate cu mafia varului? Complicitate, eu nu e asta, nu e așa, e complicitate, când a fost dat ordin că varul să fie sub peliculă, până la lămurire. Dar aici ce-a făcut? Și aici cred că e implicat și domnul Uglea, că el nu vrea să-i răspundă nici la telefon, și domnul Ghinadie Pârlei cu dânsul acolo lucrează, eu pe omul și ala nu-l vinoțesc. Iteți de la Procuratura Generală, nu? Da, Uglea de la Procuratura. Eu pe dânsul, el zice, eu spus, domn Petrovici, sună-l pe Ghinadie Pârlei ca să-i îndeie voie ei să merg la Trica, și eu am să fac regulă acolo. Ia că regulă s-a făcut. Procurorul Uglea a venit la Trinca, a arestat groapa de var, a fost sub peliculă, dar peste două zile l-a plecat la curort și varul a dispărut de sub peliculă, până în prezent. Și eu îl dau la poliție și am primit răspunsuri negative de la... Acum comisarul de Iedniță, rusul Alexandru, o fugiu, dus la pensie, nu și-a făcut, s-a dus, dar aici de care a venit aici, el că când s-a apucat să fac, să facă lămurire. Și dacă a văzut că sunt implicați lucrătorii lor în socoteala asta, dau toți să apără unul pe altul chelea. Așa își fac toți aici. Eu de-am trecut, Oleg, în faptele este, eu nu mă tem nici de un procuror. Nu mă tem de nimeni. Eu sunt cinstit, auzi, sunt cinstit și voi lucra cinstit și voi șeri cinstit. Și acum i-am scris înainte de asta, îi spui la mine pe internet, sunt, i-am scris lui Stoianov, că nu știu, a fost o asară la
телевизор cu Sanghelescu, nu cu Sanghelescu, cu Schlusser, cu Platon ăsta. Așa l-a spus Frem, că Zinoviați ieșe. Și eu am le-am scris și lui procurorul, i-am scris o leacă și i-am scris și lui, înțeles. El este implicat aici, femeia lui lucrează, a lucrat cu Platon în băncile astea și a plătit banii la copiii lor, înțeles, și cred că femeia i-a zis, măi, ia seama, își dă-i drumul, scoate-l pe ăsta de la închisoare. Eu așa i-am scris acolo, că eu, doamne, hai să ședești, hai să vezi, lasă-mă la asta. Asta e părere, nu avem de unde știm. Părerea... Deci ai scris lui Stoianoglu și el nu reacționează. Auzi? Eu am scris și i-am spus și am cerut, de februarie până în prezent, eu de la Stoianoglu n-am primit un răspuns în afară, deși ea, când sunat la procurorul ăsta, perivoznică ăsta, am sunat și el mi-a spus, domn Petrovici, am deschis dosar penal și am să mergem. Bă, trimite dosarul ăsta penal, s-a trimat de la Edeț, cuie. Aici care au furat, aici ce să facă ei? Ce să facă, ce să-i fac eu? Eu am spus că ei primesc salariu, eu azi am vorbit. Eu am spus la procuratură, noi am dat comandă, i-am făcut reșefrouă și el să iei să ocupe să lucreze. Eu am scris, de-am spus Alexandru, i-am scris, să vii la Iedniț, mergem, înțeleg, și eu merg cu dânsul la procuror, ești de aici, trei care eu am vorbit despre tine și au plecat de aici, au fugit. Eu am materiale false. Am materiale false aici care au făcut poliția, procuratura și cu judecătoria cât din Bălți și cu procurorul Găvajuc. Vreau să vă amintesc că el a fost zan procuror, el a fost asta și corupție, a fost în Bălți. Acum el i-a spus lui Alexandru, l-ai schimbat pe Morari cu cine? Cu Găvajuc l-ai schimbat? Dar cât e Popov mai de treabă? Dar cât să aruge mai de treabă? Dar cât sunteți? Dar cât ți-ai schimbat tu din procuratură? De la tine, de acolo. Ce mai venit? Dar răioane câte banditism aveți voi, câți fășeți, înțelegi? Cine vă răspunde în fața legii? Și vreau să amintesc că Pavel Voicu, că a fost la Iedniță în decembrie, în anul trecut. Ministrul Poliției. Da, ministrul, când atunci l-a pus, că a spus că nu a făcut Maia Sandu nică, Andrei Năstase nu a făcut nică, și a fost la Iedniț și eu am fost și eu acolo și l-am așteptat până el a vorbit tot și i-am spus tot. Și aleaista Pavel Voicu, da, a fost televidenie de la Bălță și i-a sușerut voie documentare, dar eu zic și așa am venit la voi. Eu filmați tot și ascultați ce v-am spus și am spus tot dosare false, am spus tot ce a fost acolo și crezi. Nu a apărut nimica. Eu îi sunt peșit la Bălță și i-a fug, nu vreau să spui nică. Pavel Voicu nu vrea să răspundă la telefon și șer dimisia, el a când care și șer să avut concret și șer lui Pavel Voicu să-și dea dimisia că este implicat cu hoță și bandiță cu narcotică și cu tătul să-și dea dimisia omul ăsta. Nu spui ei, dar-s bandiță, să apără unul pe alții. Și ia că eu de asta mă revoltez, îți spun că mai rămas, că tot mai rămas, o leagă, ne-am venit eu ieșire, m-am lecuit o leagă, dar tot picioare trebuie să merg să fac operație. La un picior trebuie să fac operație. Nu l-am picat eu jos și la șold aici trebuie să fac eu operație, nu merg. Și mă chem că-s bătrân, am avut 80 de ani, am și poate e sferi, eu așa, și o evident. Dar vreau să văd rezultatul. Eu sunt așa un om, eu vreau să văd rezultatul. Nu mă ales aici, să fie pedepsiți. Eu am hârtei la mână de 10 ani, 2, când eu lucrez cu poliția. Eu cu poliția și procuratura lucrez, deci cu deja am lucrat, eu nu m-am ferit. Am toate dovezi, dar fapt că Zinovesteț aici te-au lucrat, hoți și bandiți. Deci, în concluzie, în anul nou nu te lași de luptă pentru că nu se schimbă atitudinea față de, de fileul Trinca și față de prevederile legale. Ai urmărit, eu am scris la milion fiecare an de când eu am început de fileul Trinca, asta a fost din ianuarie 2011, și eu am spus, eu de atunci nu fac anul nou, eu anul nou la mine, ia că în fiecare zi, când eu fac înștiințare la poliție, asta la mine e anul nou. Fac înștiințare la procuratură, e anul nou. Am pierdut judecățile, am pierdut tot. Și vreau să-l chem, că le-am scris eu, lui Alexandru i-am scris. Eu vreau să știu cu ministrul de interne, ministrul justiției, ministrul ecologiei, să știm la fața locului, să vedem. Poate eu am cheltuit ultimele capeișe mele, în loc să iau un sac de cărbuni ca să mă încălzesc, eu am cheltuit banii în ea. Dar pe care, Alexandru? Lui Sliusări sau lui Stoianoglu? Lui Stoianoglu am scris. Uh-huh.
când scrii și punem prezent, n-am nică. Și aș vrea, dar nu mai. Am gândit cu Vasile Năstase să mă duc să fac la Chișinău o emisiune, să-i chemăm pe ei. Lasă vii, anunță dacă nu vin. Sunt procurori care s-au ocupat, lasă vii, dar vreau să arăt la toată lumea, înțelegi, să arăt acolo. Și am dovezi că de milioane, de acolo de milioane, de miliarde s-au furat, înțelegi. Sat Trinca, Gorghinești, cei care au ars bar, s-au distrus cariera și ei de acolo, cariera de la Volodieni, cariera din Trinca, dice și s-au făcut, s-au distrus. Apoi ei au mers cu mașina unui ședie femeie și el la izvor și era o gropșoară cu apă. Nu, că ei nu merg, fișe, că nu pot pești niște mașini. Că șeți, băi, fișe, că ești atâtea mașini cu pe ceatru, merg și duc. Nu, ne-au luat înapoi, ne-au dus sub păduri, pe acolo s-au pus ietul lor. Da, treaba lor, dar pe acolo, nu ne-ai venit tu când femeie și el la izvor ai întrebat-o, ea are două groși de vară. Coastele ei acolo, dar e scheme să spui, femeie. Seminte. Care era la izvor spăla acolo. Asta e. Și asta zic că am vrut anul ăsta 2021 să ne începem, înțelegi, măcar cu celea, să-i trivojim măcar pe oameni și șer. Eu șer dimisia lui domnul Alexandru Stoianu, că el este legat, eu am văzut, dacă el așa spune și el a musă. Am văzut că s-au adresat și la televizor și acolo, că el, înțelegi, nu poate politicienii pe dânsul îl încurcă, înțelegi, politicienii șer ca el să lucreze. Nu șer ca să fure, dar să lucreze, să facă ceva, să vadă. Păi că noi, nică, dacă nu lasă-l să fie demisia și lasă-l să ducă. Să deie drumul să facă oamenii să lucreze. Dar nu se lapere pe Dodon, să-l arpi pe tăți, să-i scapi pe hoță. Platon. Platon și tăți aici care au furat, înțelegi. Tăți șeți și să uită, înțelegi. Acum, ce pășe? Dodon, dacă a ieșit să-și cate de treaba lui, să ducă el, nu a făcut, dar pune bețe în roade la Marea Satu și nu lucrează, să vedem, poate poporul a ajutat ceva. Lasă puși, lasă, femeia șeri. Femeia șeri și șeri dreptate și ea să fac treabă, dar dacă s-o ajut și poporul, s-o ajutăm și noi și ajuta și asta de fugărit hoț și bandiță, Dodon trebuie numai decât pus la pușcărie. Dodon pus la pușcărie, că el pentru eu muncesc atâta și am adus atâta pentru țară, înțelegi? Și nu am nicăși. De câte ori am scris lui Claudien, am vrut un altă și le-am scris și pe internet, e scris lui președintele țării, e scris lui președinte parlamentul, la guvernul și mai în Sandu și la Andrei Năstase, eu le-am scris, dar ei puțini au fost, nu s-au luat măsuri, dar eu le-am transmis la tăți, le-am spus, înțelegi. Unii, precum președintele parlamentului, ei au răspuns, înțelegi, că toate întrebările mele le-au trimis la domnul Sliusă. Eu l-am întrebat pe domnul Sliusă, zic, și ți-o trimis ceva? Zic, nu, eu trimis nică. Înseamnă că e formal nu ți-o trimis. Fiindcă el era, eu am scris că era implicat și el aici la Trinca. Avem un pod de 5.200.000 și apoi avem o sală sportivă care eu am pierdut, înțelegi, acolo 4 milioane de lei și apoi gazificarea satului a fost, înțelegi, de iar de uneva, de o 500.000, 500, de aproape jumătate de milion, dar mai mult jumătate de milion, aproape un milion. De lei, gazificarea s-a făcut, numai s-a tras cât niște trubi s-au pus în canal și au mers până la școală. Dar casele nu s-au gazificat. Trebuie să gazific și toate casele care au fost traseul și ala, dar ei nu au vrut să organizeze, că au vrut 16.000 la fiecare primar. Și primarul omul a ieșit. A fost la Partidul Democrat, acum a ieșit, s-a dus la Șor. Așa l-au să plătești mai gine. Și s-a dus cu Șor. Ia ca la Trinca, cu Dumaca ăsta, care am fost noi la dânsul, s-a dus, gata, e cu Șor. Dar l-a prinit Colaș, l-a prinit la Trinca. Pe doi ăsta l-a prinit, pe Dodon l-a prinit. Și eu am dat întrebarea, dar au venit deasupra la capă, eu președinte raionului Iedriț, cu vicepreședinte, și eu am vrut să-i dau întrebare și numai atât, așa, bă, și fășem cu miliardele, cu banii care spus pe urmele oamenilor. Și eu am dat întrebarea și ei mai mult, gata, întrebări să nu dau. Și ăștia s-au pus capă, eu zic, și să mă bat cu lumea, să mă bat cu dânsul. Și nu i-am dat întrebare mai mult. Să ești de la Raion, de-am fug, nu vrea să răspundă, că am auzit președintele Raionului. I-am uitat cum e familia lui, el e polițist, înțelegi? Și o scris și popul în biserică și președintele Raionului. Eu nu știu cum să lucrez și
președinte raionul și popă biseric să lucreze. Că-l sun și nu răspunde. Nu, nu vreau să-i răspund aici. Nici dacă mă doar mă duc la tâns. Dar mă duc hoșmă. Eu câteodată când mă duc, mă mai duc la tâns și la cabinet, dar bă, n-au când, nu prinesc, n-au timp și gata. Nu, nu faci nimic. Așa cu procuratura. Nu-i răspunde, ea care a rămas. Nici comisarul nu răspunde, nici poliția nu-i răspunde la telefon. Am prins o mașină cu var anul trecut. Ea care a dat-o și a ieșit. A ieșit numai prin la Bălța, la corupție, să mă ajute de un caz ceva, spui mașina la tras, s-a dus mașina încărcat cu vat, să duce noaptea la Chișinău. Și-a oprit-o, că eu l-am curnit, deci au luat-o de la Iedniță, au luat-o la Zăbrășeni. Și la Zăbrășeni se ne-a vrut să o iei, nu știu, un epidial, și acolo poliția a fost informată, înțeleg, și-a prins mașina, a prins-o la Zăbrășeni. Să era, să conjura, să duc pe alt drum, știi? Să iasă de astea râșcani încolo și așa, și-o priză noaptea. Atunci și-o dată și amu, ei dată la, dată la Nalogove. Nalogove de amu, nu știu ce-o făcut. Odată cred la Procuratura Generală, sclarim și cu varul și ala. Deci ei, pe lângă faptul că scot piatră din aria protejată, că tai pădure ilegal, că ard cauciucuri și poluiază, ei încă mai aduc pagubă bugetului de stat pentru că nu plătesc impozite pentru business-ul ăsta, da? Deci și evaziune fiscală, deci un ghem de probleme și statul nu face mari lucru să oprească mafia varului. Eu am multe probleme aici. Eu am ieșit și la Chicu ăsta. Eu pe Chicu-l știu din 2008. Eu am fost ca materiale în gazetă și am fost la dânsul. El era secretar de stat. Ia că dacă poți să-l pui alături, ai să vezi băcățăca asta. Eu vreau să povestesc ceva despre Chicu. Eu am fost în 2008 la dânsul și el era secretar de stat la Greceanu. Și nu m-a prinit Greceanu, dar m-a prinit Chicu. Când eu am fost la Chicu acolo, el m-a ascultat, mi-a spus, tăt, am stat cu dânsul o jumătate de oară, am vorbit, i-am spus, tăt, Amelie, eu i-am arătat, el lasă scrie și trebuie, dacă îi trebuie Xer, nu îi trebuie nică, nici Xerul nu îi trebuie nică. M-a ascultat, spus, ce vrei Petrovici la urmă? Vrei să-i pui pe Tesla zid, băi? Zic, nu vreau să-i pun test la zi. Eu te-am informat, înțeleg, și s-a spus. Și ei își spun amoaie și ei i-a spus lui Chicu. Domnul Chicu, eu, dacă m-ai primit, eu am zis, spun doamna Greceanu. Dacă doamna Greceanu nu poate să-l primi, să spun mă tare, mă te-ai transmit. Dar ei era atunci prim-ministru. Ei era prim-ministru. Amu, el îi spun la urmă, și domnul Petru, vrea să-i pui test la zi. Domnule, Chicu, eu zic, nu să-i pun pe Tesla zid. Oamenii care au furat și care nu-și fac chestii de datorie, trebuie să fie trași la răspundere. Și a ieșit de acolo și el nu a zis nică, asta a fost. Și m-am dus la ziarul de gardă, la Roșca, că aveam acolo un prieten care era din Iedniță, el a fost deputat în primul sezon când a fost aici, și m-am dus la dânsul, dar el a spus că eu sunt cel mai bun prieten cu Gudumac de la Trigă. Zic, dar eu ia ca chiar cu Gudumac am aici materiale. Ia să încerc eu să-l întreb unii el. Și o sunat de acolo, o sunat și îi zice, când sună, răspunde telefon, unde ești? Și la Chișinău, ce faci? Ia că eu sunt aici la partid acolo, era la Deacov, la partid era acolo el. Dar el îi spune, băi, la mine este Petrovici, eu aud ce grăiesc ei. Și la mine este Petrovici și vrem să clarificăm ea că e la coplăjire aici. Și dacă este Petrovici, a putut să pup cu Petrovici. Dar eu nu am când să mă duc. Dar el a zis, bun. Și atunci am făcut articol bun, am făcut un articol foarte bun. Dar n-au avut cine să-l iei să tragă la răspundere pe domnul Gudumac, pe domnul Chico și ești, pe domnul Greceanu. Și asta a fost. Acum, eu îi sun lui domnul Ghicu, el a fost prim-ministru. Îi spun lui că domnul prim-ministru, ca să nu mărească prețurile la bilete la oameni, la pasageri aici, pentru că trebuie întâi de controlat mașinile dacă corespund conform asta care merg la Chișinău, că eu merg și merg cu cioarele în cruce acolo și nu mă putem scula când se mă scol, când s-a penit cu tătul și eu plătesc bani, înțelegi, și cu așa mașină, nu se poate mers la Chișinău. Microbuză. Nu se controlează. Acum și se întâmplă. La casă nu te duci și șoferul spune, dați bani încoace, nu mă ce să vă luați bilete, eu bilete, am zis eu, dați ei.
Se duce, a adus bilete. Bilet ce a făcut? El s-a luat lui bilete, dacă iese din autogară, s-a luat bilet până la Orhei. S-a dat un bilet până la Orhei. Dar dacă ți-i trebuie mai multe bilete, el avea acolo bilete cât vrea, înțelegi. N-a ți-a acolo bilete, cât îți trebuie. N-a ca de 100, de 200 de lei, cât îți trebuie. N-a ți bilete, dar tu, când te-ai suit de la gară, s-a luat până la Orhei, s-a luat bilet. Înțelegi? Nu, până la Iedineț. Dar eu trebuie până la Iedineț să iau, înțelegi? Dar el, dacă i-am dat bani, el s-a luat bilet până unde-i trebuie lui. Dar dacă a, trebuie bilet, da, și el îți dă bilet numai până la Orhei, dar de fapt a luat bani pe toată ruta, 250 km. Da. Acum ce se întâmplă? Eu vin acasă de la spital, m-am suit în autobuz, eram numai eu unul. Dar cu șoferul și ala eu mai avut un conflict de la Brișeni, mai avut conflict cu dânsul. Dar eu am zis că mă așez scaun pe locul numărul 1 în față, așa că cioarele mă mai întins. Cioarele, supoze că eram cu cioarele înflate, zic că șed aici. Nu, m-a dat tot ce șez pe locul 4. Zic, nu șez pe locul 4, dacă acolo, și dacă nu-ți place, ia ca așa. Și m-am pus eu pe locul 4 și m-am întors cu cioarele așa chestii. Zic, și n-am dat voie la nimeni, dar nu am mers nimeni. A ieșit din autogară 3 persoane și toate până la trinca. Auzi? Eu și două persoane până la trinca. Când am ieșit din autogară, la poarta bazarului, jos acolo, mai așteptau vreo 6 persoane, ca la Kalinsk, la Iedniță, când acolo le-au luat pe cele și-au mers. Dar eu am așa... Fără bilet, așa și-i trimite șoferii. Duceți-vă după colț, după control. Da, da, duceți-vă acolo. Și eu am luat și-am scris asta, cât s-o suit acolo, cât s-o luat șneu de la calea Orheilului. Am mers pe trasă, el tot merge și tot ca șoroiu, ca țarcă, știi, țap, țap, tot care ridica mâna să oprie, pe unii, știi ce? Ei, dă-i, da, acolo, 10 lei, 15 lei, eu știu că cerie ei acolo, dar eu o uzem, dar nu avem, că nu putem să-i nici să-i scriu, o uzem, și am scuzut, s-o cotit, oamenii cât au fost până la bălț. Aproape până la bălț, el cât o și-o păit, dar zici, ieșit cu bani buni acolo, înțelegi. S-o dat și la voi acolo la perecriosul când ajungi să ducă la... S-o dat jos acolo. Nu persoană. Contează. Și ai scris la autorități și... Și am scris la autorități. Și a venit, înțelegi? A venit la mine acasă, eu am dat toate explicățile, am dat tot, înțelegi? Acolo să ne aduc ei marșutca. Câți bani au pericilit el în casă. Acasă, eu vin, răspunsul ne-a dat poliția de la Iedniță. Eu dat răspuns, domn Petrovici, acolo tot ce ai explicat m-a dat, tot este în regulă. Zici, ce am spus eu. Tot s-a confirmat, adică. S-a confirmat, dar zic, dă-i hârteie, unii, adă ei. Și nu avem dreptul. Dacă vrei să dai hârteie, trebuie să dai în judecată și îți ori duci hârteie. Dar noi nu avem dreptul. Dă-i mai hârteie, arată-i. Duci fotografiază și arată câți bani au dat în casă. Ei nu dau bani în casă. Banii strângeți. Stăți, iese și spune, zici. Și eu ia că ești scris de Ludicu, i-am scris, înțelegi. El a mărit prețul, înțelegi, dar nu a controlat nimic, înțelegi. Și eu făcut pe clienții lor care ești acolo, eu făcut pe cu bani, înțelegi. De atâta nu, oamenii, noi trebuie să suferim. Și noi suntem vași ca să mulgă de noi, tot, înțelegi, să mulgă țăranul ăsta, tot să mulgă de noi. Dacă oamenii asta. Nu știu ce drepturi au și nu cer să le fie respectate, sunt tratați așa, ca vitele, ca robii. Oamenii la noi nu vreau să facă gălăgie. Sunt oameni întregi, poate te susțin, dar alții șed, o să cădăm și el, săracul, scoală dimineața, arde benzina, arde și ea, n-are și ea. Băi, dar cum, dacă el îmi iese de fața mea, îmi spune, băi, eu dacă am 200 de lei, nu o să venit la Chișinău, nu îi plătește. Dacă aduci eu 1000 de lei, aduci 1000 de lei ca să nu treacă în casă, lui mi-ai dă 100 de lei. La șoferul și ala. Și el are 300 de lei. 3. Și lui nu-i combinabil. Dacă și-a nici îl oprești cineva, îi mi-ai dă și la așa la 30-40 de lei, la polițiști, una alta, cum să băgați ei, dar ăsta care de la Brișeni este trasa, merge tranzit, ca când el e tranzit, merge, el n-are drept să o iei din trinca, dacă se duce la Chișinău, apoi e numai lucrătorii care se duc la Bălț, la Chișinău, în altă parte, pasajeri. Dar aici lansă pasajeri, nu poate ei care merg la ei. El ce face? Îi ridici, încarcă la Iedniță, l-a prins așa de Iedniță și ala are 30-40 de lei. Are de unii, da? Să duci mai departe, deci la ala care îl oprește, înțelegi? Dar am văzut, știu cum e lucrul tăi aici. De atâta deci, Chicu,
Checul s-a mirat că vrei să-i pui toți la zid, dar el a ajuns prim-ministru și nu a pus pe nimeni la punct, nu i-a pus Hoții măcar să respecte legea. Adică că lui Dodon îi plac hoții și bandiții cei care au furat cu tăi și ei au fost pregătiți dinainte. Și Dodon s-a pus către banda lui, că el dacă era cu Maria sa, cu Adina Stasă, nu avea să facă așa mare șmecherii, nu putea să facă, îi mai tormoză. Dar așa el a făcut, făcut liber. Făcut câteți hoții de-a mirau aluia și el ședi, înțelegi? Și asta a făcut, înțelegi, câteți pur, înțelegi.